Astăzi vreau să vă arăt cum am gătit bărcuțe de banane la grătar. Am început prin a face o tăietură la mijlocul fiecarei banane, după care le-am umplut cu ciocolată, bezele și nuci gustoase. Am pregătit cărbunii în grătar și am făcut două zone, una cu foc indirect. Odată ce bananele au fost pregătite, le-am așezat pe grătar în partea unde nu aveau cărbun de desubt, am adus grătarul la 200 de grade și 15 minute mai târziu am obținut acest desert extraordinar. Un amestec perfect între fructe și dulciuri gustoase. Nu mai rămâne decât să amestecăm și să ne bucurăm de el. Poftă bună!